piața centrală din Chișinău. Poarta dinspre strada armenească. O grămadă de fără de lege observ de la prima vedere. Mașini de taxi fantomă care prestează servicii, dar nu plătește impozite. Și mai la vale poliția, care le ține creșă. Și părere aveți de așa situație? Deci dacă cu poliția de față ei își permit așa ceva, vă închipuiți ce se întâmplă pe în sate unde poliția e departe. Pentru că staționează în loc în care altora le interzice, poliția ar trebui să aibă girofarul pornit, ca și când e misiune specială, nu? Dar ei ocupă loc în trafic, îngustează fluxul de mașini și stau la telefon, fără treabă. Mai la deal am zis, ilegalități cu duiumul. Probabil cu complicitatea poliției și Ministerul de Interne e la 200 de metri mai la deal. Cam asta e situația în Moldova, cu legile și cu respectarea lor. Acolo niște carabinieri veghează să nu se vândă ilegal pe trotuar, dar numai se întoarce carabinierul și vin vânzătorii inclusiv cu alcool, cu spirit din Transnistria, ia uite din coace, brânză se vinde fix sub ochii poliției. Sunt produse alimentare ușor perisabile și ia uitați-vă cum cântărește cu polițistul alături. Nu vreau. Păi da, bine. Dar nu e locul potrivit. Nu este locul potrivit în stradă. Este piața centrală. Sunt pavilioane la care dumneavoastră trebuie să aveți actele necesare, pentru care dumneavoastră să comerțați. Dar dacă doriți, sunt reprinde consulii de comercializare. Doamne, eu am să vă rog să vă deplasați în piață. Ce nu da voie, așa? Da ce? O, de leacă de romaneț și o leacă de maraș, nu vor. Voi dar răi la piața centrală. Nu, o leacă de brânzec, o leacă de cărniță. Aici încă o leacă de pătrunjel. Vreau două torbe.